modificat legea, apropo, care permite partidelor să transfere banii care vin din buget de stat pentru lupta cu pandemia. Știți cine a dat leaca din toate partidele care sunt în Parlament? Doar Partidul Socialiștilor. Vreți niciun partid lucru să nu facă. Este o minciună, așa cum președintele Dodon deja ne-a obișnuit. Noi ne-am gândit că dacă transferăm acești bani, acești bani vor fi utilizați în special pentru salarizarea medicilor. Partidul Socialistilor s-a refuzat complet de finanțare de la bugetul de stat și toți banii ăștia i-a transferat pentru lupta cu coronavirus. Din aceste subvenții a făcut donații Partidul Democrat, dar nu cred că chestia asta contează. Contează că fracțiunea Partidului Democrat a făcut o donație în valoarea echivalentului unei zile de muncă pentru toți membrii fracțiunii, ceea ce a însemnat circa 19.000 de lei. Am făcut donații direct către spitalele raionale. Nu am avut nici cea mai mică încredere în faptul că guvernul și președintele Dodon se vor ține de cuvânt și toate aceste mijloace pe care le-au donat persoane fizice sau partide politice vor ajunge acolo unde este nevoie. Noi am vrut să donăm aceste subvenții de stat, însă noi am fost lipsiți de acești bani printr-o decizie a Comisiei Electorale Centrale. Наша партия, я вам даю свое слово, что вот деньги, которые мы, значит, мы получаем в месяц там порядка 130 тысяч лей. Я вам обещаю, что я все эти деньги каждый месяц, что мы будем получать, я их буду отдавать. De ce nu ați folosit banii din subvenții pentru donații în contul statului? Am văzut că sunt gestionați banii foarte prost din partea statului și am luat decizia să donez din partea fundației și din banii personali suma 7 ori mai mare decât cea care am primit-o de la stat.